În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Era în vremea aceea în templu un om credincios și temător de Dumnezeu pe nume Simeon. Iubiți credincioși, iată-ne în praznicul cel mare al întâmpinării Domnului, la 40 de zile de la nașterea Domnului, la 40 de zile împlinind după legea cea veche, rânduiala de a veni la templu să aducă jertfă doi porumbei sau două turturele, așa cum prescria legea. Dar astăzi este și duminică. Astăzi ne mai întâlnim pe cale și cu femeia cananeancă. Așadar, este o sărbătoare dublată de ziua învierii, care este fiecare duminică. Și pentru că sunt atât de multe lucruri de spus, eu totuși am să rămân la ceea ce am mai spus și altă dată. Sunt foarte mulți termeni pe care ni i-au furat alții din înțelesul lor. Spuneam odată că fratele nostru Constantin Noica se văieta că ar fi găsit un termen pentru prefacerea darurilor, acolo când se transformă în sângele și trupul Mântuitorului, ar fi găsit un termen foarte potrivit și l-ar fi folosit dacă nu l-ar fi furat bețivii. Petrecere. Petrecerea, într-o minte tehnic vorbind și literar așezată, înseamnă o trecere dincolo, dar prin ceva. Adică prin pâine a trecut trupul și a rămas numai trupul. Prin sânge s-a întâmplat la fel, dar de ne-au furat-o bețivanii. Mai este și un alt termen la care vreau să rămân astăzi câteva minute. Întâmplare. De multe ori, atunci când se așează ceva frumos în viața noastră, spuneți, m-am întâmplat și eu sau s-a întâmplat așa ceva. După care simțim nevoia să spunem, dar nimic nu este întâmplător. E bine, în accepțiunea originală a termenului, să știți că chiar așa înseamnă, nimic nu este întâmplător, în sensul pe care îl percepem noi astăzi. Ce se întâmplă? În primele secole, biserica, înainte de a își așeza o arhitectură, înainte de a avea voie să-și așeze o arhitectură, s-a dezvoltat pe Vasiliade, adică pe locurile și clădirile împăratului, de la Vasilevs în grecește, care înseamnă împărat. Dar nu erau toate în aceste locuri, adică în niște temple cu o cupolă oarecare. Și atunci și-au făcut și creștinii câteva încropeli. Ei, cam cum se întâmplă acum cu containerele noastre prin toate orașele patriei, decât că simțeau nevoia să aibă o cupolă. Pentru că în accepțiunea creștină, cupola este cea sub care se întâmplă ceva. Și așteptau, neavând cum să ridice o cupolă, despicau pur și simplu și făceau un loc să se vadă cerul. Lăsau un loc liber unde ar fi trebuit să fie o cupolă dacă nu exista această cupolă. La Sfintele Slujbe se aștepta ca prin cupola aceea să coboare câte un porumbel sau să coboare câte o umbră sau să coboare câte o rază de soare ca semn că Dumnezeu își întoarce harul său spre cei care așteptau prefacerea în trupul și sângele Mântuitorului. Și așteptau acolo și își asumau. Când venea un porumbel sau o pasăre sau o umbră sau un fascicul de lumină, se numea că a venit in templum, adică în templu s-a coborât Dumnezeu. Își asumau și cei care săvârșeau Sfânta Liturghie, dar își asumau și cei care așteptau să se săvârșească. Va să zic că întâmplarea vine de la in templum, atunci când se întâmplă ca Dumnezeu să se împlânte, să zicem așa, între noi oamenii. Așadar, la templu, in templum, astăzi este Simeon, nu din întâmplare,
ci pentru că s-a coborât Duhul Sfânt să-i șoptească, merge acolo că vine Hristos. Cine era acest Simeon? Era cel care tradusese, unul de cei 72 de bătrâni, care tradusese Sfânta Scriptură în limba greacă, o lucrare care se numea Septuaginta, și căruia Ptolomeu Filadelful, împărțind textul Scripturii, i-a dat să traducă din Isaia. Și când a ajuns el la Isaia, capitolul 7, versetul 14, iată, Fecioara va lua în pântece, i s-a părut lui așa că dacă traduce cu o partenos în grecește, lumea nu o să înțeleagă cum adică Fecioară, cum a luat în pântece, e complicat. Și rațiunea a învins și a scris, iată, femeia tânără a luat în pântece. Bineînțeles că a doua zi când a plecat asupra scrisului, a văzut că lipsește, era deja șters cuvântul și el l-a scris din nou, a crezut că cine știe, n-a apăsat el prea tare pe ceea ce scrisese el acolo, dar s-a întâmplat ca și a doua zi și a treia zi să se așeze din nou tăcere asupra cuvântului Fecioara va lua în pântece. Și atunci a dat seama că trebuie într-adevăr să folosească termenul grecesc despini, pe care l-a folosit sau partenos în continuare, pentru a desemna Fecioara. Dar îngerul, după ce a văzut că a scris așa ceva cu îndoială, i-a spus, iată că nu vei cunoaște moarte până când nu vei vedea pe fiul acestei fecioare. Și a așteptat și iată că astăzi s-a întâmplat să fie la templu, adică l-a trimis Dumnezeu acolo. Iubiți credincioși, toată viața noastră este într-o întâmplare, în sensul că se întâmplă toate numai când se coboară Duhul Sfânt asupra noastră. Adică atunci când trebuie. Dacă ne amăgește vreun gând să grăbim ceva, noi ne străduim, dar nu ne iese decât atunci când trebuie. Și de aceea am să încerc ca de acum înainte să nu mai folosesc că nimic nu este din întâmplare, ci toată viața este o întâmplare, în sensul in templum, adică al coborârii Harului asupra noastră. Se spune că odată un tată care vrea să citească ziarul era în preajma copilului său, care făcea foarte, foarte multă gălăgie. De nu putea omul să se concentreze să citească niște știri. Și răsfăind puțin ziarul mai încolo, să vadă cam ce l-așteaptă, a dat peste harta lumii, dar făcută cu atâta migală și cu atâtea împărțiri, încât i-a venit o idee. L-a trimis pe cel mic să-i aducă o foarfecă și a tăiat în zeci de bucăți, făcând harta lumii un fel de puzzle. Și cu multă, multă blândețe l-a chemat pe copil, zice, uite, am și pentru tine ceva. Reușești să pui la loc harta lumii acesteia pe care eu ți-am decupat-o din ziar? Ce bineînțeles! Tatăl acum liniștit, crezând că l-așteaptă cel puțin vreo două ceasuri de citit ziarul în liniște, după câteva minute doar e tras de mânecă de copil. Zice, tati, tati, am terminat. Ce cum, ce ai terminat? Am terminat de așezat ce mi-ai dat. Cum adică ai terminat? Ți-a ajutat mami? Te-ai dus pe undeva? Ce s-a întâmplat? Așa repede? Zice, da, pentru că pe partea cealaltă a hărții lumii pe care mi-ai dat-o era desenat un chip de om. Și am refăcut chipul acela și iată pe partea cealaltă este harta ta. Iubiți credincioși, așa se întâmplă și cu noi. Cu mine personal se întâmplă că de când m-am întâlnit cu Harul Preoției, nimic nu mai este la fel. De când m-am întâlnit cu Părintele Arsenie, absolut nimic nu mai este la fel în viața mea. Aveam 11 ani când m-am întâlnit cu chipul Părintelui Arsenie, adică spatele fiecarei hărți din viața mea. Toată viața mea este o hartă. Ce am învățat de la școală, ce am văzut după aia din experiență că este valabil sau nu este valabil, se constituie în mine ca o hartă a lumii. Mi-a rânduit Dumnezeu să văd și câteva continente pe aici, pe acolo, câteva orașe, câteva capitale,
Deci harta s-a făcut foarte, foarte detaliată în mintea și în istoria vieții mele. Și dacă vreau să-mi aduc aminte de ceva, dacă vreau să refac harta vieții mele de când am plecat la seminar sau de când m-am întâlnit eu cu Harul Diaconia, cu 21 de ani, n-am decât să o întorc și să-mi văd chipul duhovnicului și dacă sunt în stare să-l reconstitui, mi-am reconstituit propria viață. Pe spatele vieții mele stau câteva evenimente, foarte simple, dar foarte frumoase. Dacă mi întorc acum palmele în jos, pe colțul din dreapta al Sfintei Mese, simt și acum omoforul și mâna ierarhului care m-a hirotorit într-o diaconie pe 2 februarie, acum 21 de ani, în 1993. Dar simt cu o realitate exact cum a simțit copilul acela că pe spate este altceva, mult mai simplu, mult mai ușor de așezat și de rezolvat o problemă. Fraților, întâmplarea din viața noastră este numai și numai întâlnirea cu Harul. Atunci când avem curaj, când simțim că ne sufocăm, trebuie să facem decât o gaură în spațiul în care ne aflăm și să așteptăm să coboare în templul sufletului nostru Harul lui Dumnezeu, care să ne clarifice și să ne întoarcă frumos harta, să spună, nu e nevoie să depui atâta efort să cauți fiecare petec. Alegeți aici că este mai simplu. Este viața ta, este întâlnirea cu Harul și una este să așezi aripile unui porumbel și alta este să așezi detaliile unei hărți pe care nu o cunoști într-o amănunt. Aceasta este întâmplarea. A coborâ în templu, să știți că înseamnă chiar mai mult. Mă uit în primul rând la partea fiziologică a tinerilor noștri. Dacă ar ști să aștepte să se întâmple trecerea de la copilărie spre adolescență, cu siguranță că ar face pasul mult mai prudent și mult mai cu folos. Dacă noi am ști ce înseamnă trecerea de la o viață, așa zis, activă, la o viață profesional pasivă, care se numește pensie, trebuie să o zicem pe față, trebuie să știm că este nevoie să așteptăm să se întâmple. Adică nu trebuie să ne facem noi cu 2-3 ani înainte griji ce vom face sau ce vom drege. Trebuie să fim atenți că va veni întâmplarea, adică va veni coborârea Harului dacă noi știm să-L așteptăm. Se spune că doi oameni nu se pot întâlni din două motive. Ori din cauza faptului că unul nu este punctual, deci întârzie, ori din cauza faptului că celălalt nu știe să aștepte. Așadar, dacă vrem într-adevăr să ne întâlnim întâmplător în sensul Harului cu Dumnezeu, trebuie să știm să așteptăm și trebuie să fim punctuali. A fi punctual înseamnă a fi în momentul în care se întâmplă ceva. Nu vi s-a întâmplat, ca să zic așa vreodată, să constatați că ați picat exact în spatele plecării unui tren sau unui avion? Cred că fiecare dintre noi are câte o amintire. Chiar se spune că cineva ajunge tot într-o fugă la o gară și plecase trenul. Și el întreabă la caserie, zice, da, trenul cu tare a plecat? Zice, da. Când? Acum un minut. Zice, ia uite că nu întârziase mult. Nu contează niciodată cât întârziem. Întârziem, asta este problema. Dacă vrem să fim martori ai întâmplării în sensul pogorârii Duhului Sfânt, trebuie să nu întârziem. Dar întârziatul este un efect. Care este cauza? Trebuie să mergem mai sus. Și iar îmi aduc aminte de sora mea care îi spunea părintele Arsenie, părinte, am și eu o problemă, ajung târziu la biserică. Și părintele așa
cum știa să disece imediat și să-ți dea o rețetă foarte clară, zice: soro, nu ajungi târziu la biserică, pleci târziu de acasă. Trebuie să știm cum să întoarcem lucrurile. Dacă am ratat startul plecării, cu siguranță că vom rata și startul sosirii. Și atunci ce să facem? Să fim mai atenți cu ceea ce ne propunem să facem, cu ceea ce vrem să facem în viață și mai ales cu cine vrem să ajungem în viață. Cum ne alegem modelul? Pentru că dacă îți alegi un model somnoros, n-ai decât să rămâi la hibernat. Dar dacă îți alegi un model activ, cu siguranță că trebuie să faci mai mult. Iubiți credincioși, mă bucur tare mult că mi-ați oferit prilejul de a mărturisi aceste gânduri, pentru că n-aș fi putut să trec întâmplător așa, pe lângă niște evenimente din viața mea, fără să vi le împărtășesc. Spuneam de Sfinții Trei Ierarhi că mi-am adus aminte de ultima mea slujbă de teolog, pentru că urma să primesc harul preoției 3 zile mai târziu. Și iată că acum sunt ca acum 21 de ani. Nimic nu s-a schimbat. În ce sens? Am aceeași emoție a slujirii și nesiguranța că lucrurile merg bine. Nesiguranța că mă întâmplu și eu în momentele în care se coboară harul. Această nesiguranță, mă rog Dumnezeu, să mi-o păstreze toată viața. Nu vreau să fiu sigur, pentru că un om sigur pe el începe să fie un om autonom, un om care să nu mai aibă nevoie de ceilalți. Vă dau un scurt exemplu. Mai câteva zile în urmă, eu am crezut că datorită zăpezii, mașina mea nu mai mergea așa, nu mai răspundea la comenzi cam cum știam eu că răspunde odinioară. Dar un film de-al meu m-a ajutat să mă încurce și i-am zis eu că are ceva zăpadă probabil pe la direcție și omul s-a dus, mi-a spălat-o, dar când mi-a adus-o am constatat că merge la fel de prost. Și atunci m-am gândit, mai bine stăteam cu gândul că am zăpadă pe la roți și de asta merge greu, decât să nu mai am zăpadă pe la roți, deci să nu mai am niciun argument, să stau liniștit. Și toată noaptea m-am zvârcolit, bineînțeles că m-am zvârcolit în primul rând datorită faptului că urma o zi așa de importantă. Dar printre gândurile astea așa duhovnicești mai cobora și câte un gând la direcția de la mașină. Când am plecat însă astăzi din parcare, am simțit un declic și totul a fost perfect. A mers foarte bine. Am mers până la biserică, am mai făcut și câteva viraje să văd dacă într-adevăr răspunde la comenzi și zic, uite că Dumnezeu îmi dă de înțeles cât de ușor știe El să rezolve problemele și cât de greu mi-a fost mie că am uitat practic de Dumnezeu. Acum trebuie să mă mărturisesc. Puteam să-L rog pe Dumnezeu, Doamne, lasă-mi somnul liniștit că voi vedea eu ce fac de mâine încolo. Dar eu m-am grăbit să ajung la întâlnirea cu El. M-am grăbit să-mi acumulez emoție și așa mai departe. Și am stat liniștit și când să plec de la Sfântul Nicolae acum de dimineață, vine finul cu pricina în dreapta mea, eu bucuros, nevoie mare. Finule, zic, gata, nu mai e nevoie de mâine să-ți iei liber, să te duci cu mașina la serviciu, că nu știu ce. Când îl văd pe finul, o față căzută. I-am luat obiectul muncii. Bineînțeles că mi-a părut rău. Sincer să vă spun, mi-a părut rău că deja așezasem și cu altă mașină să plec mâine, nu era problemă cu drumul, dar zic, uite-mă, nemernicul de mine, mă bucur că Dumnezeu mi-a rezolvat o problemă, dar uite că am întristat pe altul. Și când am realizat că nu e bine, la primul viraj mașina n-a mai ascultat comenzile. Și atunci am mulțumit Dumnezeu că e bun pentru toți. În primul rând pentru mine, că mi-a arătat că nu e chiar așa de grav, dar în al doilea rând pentru finul care mâine are de lucru. Și deja liturghia lui începea. Că v-am spus și altă dată, liturghia nu este numai în fața Sfintei Mese. Liturghia este în locul în care ne aflăm. Și liturghia lui finul era mâine să se ocupe de mașină. Și iată că i-am oferit obiectul muncii. Iubiți credincioși, nu v-ați plictisit cu acest amănunt, dar e unul trăit. Pentru mine înseamnă mai mult decât ultimii 20 de ani de slujire, vă spun sincer.
Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu este o realitate pe care astăzi ne-o arată Sfântul și bătrânul Simeon, care a întâmpinat pe Hristos, a dus la templu. Adică s-a întâlnit cu Dumnezeu. Cât a așteptat acel bătrân și drept înaintea lui Dumnezeu ca să se întâlnească cu fiul născut din fecioară? Mult sau puțin? Nu. A așteptat cât a trebuit. După calculele istoriografilor, trebuia să aibă vreo 384 de ani. Știu acum că sunt tot felul de păreri, pe acolo, pe acolo, mulți poate și zâmbesc de această vârstă. Nu, este o realitate. Pentru că la Dumnezeu nu anii contau. Puteau să treacă 3000 de ani. Evenimentul este mai important decât anul. Nu contează la ce vârstă ne începem practicarea unei vocații pe care o simțim, ci contează foarte mult momentul în care s-a declanșat provocator pentru acea vocație să începem ceva. Eu să știți că am printre studenții mei și oameni de vârste mai înaintate decât celebra vârsta studenției, care înseamnă după ce ai terminat liceul, dacă ți-a ajutat Dumnezeu să iei bacul. Și pe mulți am întrebat ce e cu ei. Și mi-au spus că au simțit o vocație pe care o au de când să știu. Bine, frate, dar trebuie să ai răbdare cu vocația până la capăt. Pentru că, așa cum nu contează anii, ci contează evenimentul, nu contează nici studiile, cât contează ce vrea Dumnezeu de la tine. A, ai vrut să te lămurești în anumite probleme? Sigur că da, studiază. Dar după ce ai studiat, nu veni cu pretenții că am și o diplomă. Păi bine, ai o diplomă, dar stai în banca ma tale. Problema este următoarea pentru noi. Trebuie să simțim viața. Nu trebuie să mergem așa pe deasupra. Ci trebuie să știm că în viața noastră totul este întâmplător în sensul întâlnirii cu Harul. Putem să așteptăm o zi, două, trei, până când se coboară Harul. Putem să așteptăm și ani de zile când se coboară in templum Harul peste noi, pentru că astăzi am învățat un lucru. Dumnezeu nu minte pe nimeni și nu amăgește pe nimeni. Dacă i-a transmis lui Simeon că nu va muri, nu va gusta moartea, până când va vedea pe fiul fecioarei, iată că după 384 de ani, acesta a primit în brațe, prin întâlnire cu Dumnezeu, neîntâmplătoare, cum zice lumea acum, astfel încât să-și încheie și el misiunea. Să rânduiască Dumnezeu ca această mare sărbătoare a întâmpinării Domnului să fie un prilej pentru noi de a ne întoarce necazul pe partea cealaltă. Necaz înseamnă harta lumii tăiată de vreun vrăjmaș sau de vreun prieten bine intenționat pe care o avem în față. Dacă o întoarcem, vom vedea acolo un singur chip al lui Hristos care așteaptă la întâlnirea cu noi. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu.